tuturor. Vă mulțumim că ați găsit timp. Sper că aveți, așa cum am scris, o cafeluță în fața dumneavoastră. Este sâmbătă dimineață. Numele meu este Victor. Și cu titlul de excepție, noi discutăm în fiecare vineri, la orele 10 până la 11, despre Moldova Digitală, așa cum vedeți în background-ul meu și pe transmisiunea privies.eu, discutăm despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Reamintim că aceste discuții vor fi săptămânale. Institutul pentru Reforme Politici și Reforme Europene le organizează în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova, dar și toate instituțiile care sunt conexe la acest proces, una dintre ele fiind exact instituția despre care vorbim, Agenția de Servicii Publice. Prima discuție am avut-o cu domnul viceprim-ministru Iurie Țurcanu, a doua discuție cu directorul Agenției de Guvernare Electronică, doamna Tumuruc, astăzi discutăm cu domnul Mircea Eșanu. Mircea Eșanu este directorul ASP, Agenția Servicii Publice, unul sau una dintre cele trei instituții super importante. Noi numim domnul director Super Enabler, da? În tot ce înseamnă transformare digitală, care este noua prioritate națională a Republicii Moldova, una dintre ele. Da? Și asta se vede și prin programul de guvernare actual guvern și prin nominalizarea unui vicepremier în premieră, responsabil pentru digitalizare, care are funcția de coordonare a tot ce înseamnă procesul de digitalizare. Deci reamintim încă o dată, noi organizăm aceste discuții săptămânale. Jos, undeva acolo, vedeți menti.com și un cod. Pentru prima dată noi încercăm să folosim și un instrument interactiv. Deci oricine dintre dumneavoastră, de pe oricare platformă ne urmăriți, pur și simplu intrați menti.com, introduceți acel cod și o să vedeți fotografia domnului director și o întrebare generică, adresați o întrebare, o opinie, nu știu, sugestii, poate experiență și noi vom încerca să avem această discuție interactivă. Și un fel de disclaimer, eu trebuie să spun că aceste discuții publice sunt organizate în cadrul unui proiect creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană. Și apropo, asta este foarte important pentru că noi la ei prevedem integrare europeană cu utilizarea mecanismelor digitale foarte importante sau viceversa. Digitalizarea poate ajuta acest proces pe toate domeniile, fără excepție. În cadrul unui proiect se numește Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, pentru care le mulțumim, și privies.eu, Radu, mersi, Vitale, mersi, realizat cu susținerea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Domnul director Mircea Eșanu, bună dimineața! Cum vă simțiți? Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Domnul Guzun, noi putem trece la pertu, pentru că noi avem o discuție formală și cu atât mai mult că noi suntem cel puțin amici, dacă nu chiar prieteni, de tare mulți ani. Și tocmai ca să scoatem toate elementele astea protocolare din discuții, domnul director, domnul expert, și atunci, eu cred că noi ar trebui să trecem la o formă de comunicare mai lejeră și care probabil ar fi și mai pe placul și mai firească pentru multă lume care o să ne privește acum sau ulterior o să ne privească în înregistrare. Salutăm cei care într-o zi de sâmbătă jertvesc din timpul lor așa familie sau puteau să facă o mie de chestii, altceva și ne privesc astăzi, așa că vă salutăm pe această cale. Mircea, mersi. Era de formare profesională, pedagogică, diplomatică, de care dorești, dar acum eu întotdeauna spun așa, că nu trec la pertu până când nu avem un agreement pe subiectul ăsta. Mircea, insist să trecem la pertu. Mircea, sărim direct în topic. Noi discutam cu domnul vicepremier și domnul vicepremier este responsabil pe trei instituții direct, da? La modul general, pe toate instituțiile care într-un fel sau altă au conexiune, da? Pentru că e o funcție de vicepremier, de coordonare la tot acest efort național. Care este rolul ASP în acest puzzle? Da? Pentru că, la modul general, domnul vicepremier coordonează activitatea la trei instituții. Da? Agenția de Guvernare Electronică, STISCU, domnul director Pantazos, discutăm vinerea viitoare, și ASP. Care este rolul ASP în tot ce înseamnă efortul de transformare digitală a Republicii Moldova? Unii începe mandatul dumneavoastră sau al vostru și unii îl finalizează, ca să fie foarte clar. Ce trebuie să aștepte cetățenii Republicii Moldova de la ASP pe această dimensiune? Mersi! Bună dimineața încă o dată! Eu cred că țesătura asta și încrengătura asta de responsabilități, exact în formatul ăsta trio pe care tu l-ai menționat, Agenție de Guvernare Electronică, ASP, STISC,
și cu vârful de lance care este vicepremierul Iure Țurcanu, e mult mai complexă decât pare la prima vedere. Limitele astea, iată, de aici până aici e Agenția Guvernare Electronică, de la kilometru B până la kilometru S, ASP și mai departe este ISCO. Lucrurile sunt mult mai nuanțate, dar de departe noi deținem o componentă importantă în toată această, în tot acest proces. Principalul element, sigur, sunt elementele, hai să spun așa, din ce derivă responsabilitatea sau domeniul nostru de competență? În primul rând sunt registrele de stat. ASP deține 14-15 registre de stat, câteva sunt fundamentale. În general pentru... Mircea, din câte registre la modul general care au într-un fel conexiune cu... Iată, și vreau să le menționez acum. Da. Din cele, și hai să spunem așa, majoritatea restul registrelor de stat, cu mici excepții, sunt dependente de registrele care le deține ASP-ul. Eu am să dau, deci sigur, primul și cel mai mare este RSP-ul sau Registrul de Stat a Populației. Toți noi avem în actele noastre de identitate acest cod numeric unic personal, IDNP-ul. Și el este unicul identificator unic la nivel de țară pentru orice cetățean. Practic, dacă noi vorbim de un serviciu electronic care îl putem oferi și el ține cumva nemijlocit de o persoană sau fie și o persoană juridică, oricum el va trebui la un moment dat sau chiar la o fază inițială să conecteze cu acest identificator unic, IDNP-ul. Pe lângă acest registru, noi avem registru de stat actelor de stare civilă, deci toate evenimentele de viață, toți sunt înregistrate, înscrise, modificate, eventual în anumite chestii radiate, din registrul de populație este vorba de registru de stat a actelor de stare civilă. Noi avem naștere, deces, căsătorie, divorț și așa mai departe. Un alt registru important este registrul conducătorilor auto. Aici putem să mai adăugăm și registrul autovehiculilor. Da? Și registrul de stat a unităților de drept. Ele sunt fundamentale. Sigur, noi mai avem unități și... de drept, Mirce, unități de drept, ca să fie clar. Vorbim de companii, organizații neguvernamentale. Mentale, chiar și partide politice. Chiar și partidii politici, pentru că și acesta este unul din domeniile de competență ale agenției. Înregistrarea și cumva înscrierile, mentenanța în timp cumva a registrului în ce ține de partid. Pentru că oricum, ele sunt organizații vii, schimbă membri, schimbă conducere și așa mai departe. Deci ele sunt chestiuni extrem de importante. Și noi când vorbim de aspectul de digitalizare, sigur, noi discutăm în primul rând cum aceste informații pe care noi le posedăm și care aparțin în mare parte, de principiu, chiar cumva filozofic, aparțin persoanei sau persoane juridice, cum noi asigurăm un acces facil, fără prea multă birocrație, la aceste date și ei să le poată folosi în activitatea și viața cotidiană. Înregistrare, deschidere, cont bancar, la policlinic sau la spital cu conectarea, dacă are asigurare medicală, nu are asigurare medicală, el iarăși, toate acestea are contribuții la bugetul național la asigurările sociale sau medicale sau nu are. Iarăși, toate aceste informații leagă și duc la un moment dat către acest identificator unic IDNP. Al doilea element principal în locul nostru pe partea digitalizare, sigur, este reingineria serviciilor. Noi putem discuta un pic mai târziu, sigur, subiectul ăsta cât e de complicat, dar eu, în mare parte, și-l las ca un subiect de discuție. Noi suntem moștenitorii a două aspecte problematice din punctul meu de vedere și ele sunt cumva fundamentale în acest proces. Unu, e componenta legală. Cum era văzut procesul care a stat la bază și a determinat cum el e reflectat astăzi în legislația națională?
Pe actele de stare civilă, eu pot să vă spun, noi suntem încă în anii 70-60, așa cum a fost cumva gândit procesul de stare civilă. Eu nu știu dacă cei care ne privesc au pus întrebare, de ce există blanchete de strictă evidență, da? Sau documente securizate? Pentru că altă metodă de a confirma un act de stare civil de un document care are niște elemente de securitate, ele mare parte țineau de printing-uri, pur și simplu nu exista. Atunci când a fost gândit acest proces, nu exista pur și simplu altă cale de a folosi aceste documente. Al doilea element sunt sistemele electronice, sistemele informaționale pe care noi le deținem astăzi, care din start au fost gândite, nu tocmai, cum spun, eu nu vreau să spun greșit sau incorrect, dar ele au avut la bază un alt concept. Ele veneau să servească operatorilor, persoanei care stă în spatele ghișeului, nu în fața ghișeului. Deci cetățeanul niciodată n-a fost văzut într-un fel sau altul ca parte din acest proces. Da, pentru că atunci când ele s-au dezvoltat în... nu știu, în începutul anilor 2000, 2003, 2007 și așa mai departe, ele veneau ca și element de suport a operatorilor, a persoanelor care identifică sau a registratorului. Deci ele nu erau gândite să fie conceptual ca să aibă loc un self-service al cetățeanului. Și complexitatea, în mare parte, în remodelarea acestor componente pe partea digitală, rezidă în aceste două probleme care nu țin cumva de direct din noi. Este partea, componenta legală, care trebuie modificată, adaptată, da? Poate discutăm un pic mai târziu despre partea de reinginerie, și conexiunea și cum utilizează alte instituții informațiile, ce solicită ei. Pentru că eu pot să spun că astăzi o bună parte din hârtiile pe care noi le emitem sunt consumate obligatoriu de către, nu cu obligatoriu, ei preferă să o facă old-fashioned, pe hârtie. Vreau să vă reamintesc, nu știu dacă nu a trecut cumva pe lângă cei care ne privesc, o intervenție a domnului vicepreministru, când el spunea, insista ca instanțele judecate să respecte legea și să consume documentele electronice, semnate electronice. Deci noi vrem să discutăm subiectul ăsta un pic mai în detalii, pentru că este absolut clar că există instituții sau oameni în instituții care fac abstracții de faptul că semnătura holografică și cea digitală este echivalată de mult timp deja, da? Da. Și într-un fel sau altul putem să întrebăm și un pic mai târziu în discuții, dar e și drept elementar, pentru că dacă îmi trimit o solicitare către ASP în format digital, deci conform legii, e de sine înțeles că eu trebuie să aștept în format digital răspunsul. Este corect sau nu? Dacă eu, o întrebare foarte simplă. Dacă eu trimit către Mircea Eșanu un document semnat digital, eu, neastră, aveți obligația, ASP, mă refer la instituții, să-mi trimiteți un răspuns în format digital sau nu, ca să fie foarte clar la bun început. Da, este principiul care noi îl aplicăm acum. Cei care pot comunica cu noi electronic, noi răspundem electronic acolo unde este posibil. Dar asta e deocamdată la nivel de corespondență, cel puțin. Pe serviciile pe care noi parțial le putem recepționa electronic, noi răspundem la fel. Viitorul o să arate un pic diferit, cardinal diferit, mai bine zis, dar pentru asta o să avem un pic nevoie de timp, pentru că noi știm și multe din proces sunt deja demarate, dar putem să discutăm în proces. Și eu, ce vreau să spun, rolul nostru în general în procesul ăsta digitalizării serviciilor. Știți cumva era expresia, toate drumurile duc la Roma. Pe domeniile de competență ASP, toate drumurile duceau la ASP. Și schimbarea cardinală care noi vrem să o aducem este că nu neapărat ele se ducă la ASP. Noi avem, chiar dacă asta o să se întâmple, ea trebuie să se întâmple undeva în background. Pentru că noi avem o platformă de interoperabilitate,
noi avem această lege, deci noi tot pachetul nostru de date, registre și mai departe, noi trebuie să le pregătim, să le aducem într-o formă adecvată, corectă, autentică și să le plasăm pe această platformă de interop, da? M-Connect. Tocmai ca cei care au nevoie de aceste date, prin accesarea lor securizată, să aibă acces la ele nu cu aprobarea ASP-ului, pentru că noi și aici avem alte instrumente care deja sunt funcționale și puse pe roate decât colegii de la AGE, care este în pasul, da? Și semnătura electronică. Asta e în principiu direcția. Și noi, ca și entitate, misiunea noastră este să oferim în acest cerc trio de instituții, noi să putem oferi nestingerit, fără limitări, acces la aceste date. Și dacă noi tot lucrăm la niște platforme comune, cum ar fi portalul serviciilor publice sau aceeași parte care probabil mulți deja au văzut-o în cabinetul personal sau cabinetul antreprenorului și urmează inclusiv cabinetul administrațiilor publice locale. În cabinet, cred că 60-70% din informație o furnizează ASP-ul. Pentru că acolo aveți actele de identitate, acolo se conectează. Acum au apărut mai proaspăt membrii familiei, copii, instituțiile juridice, parte de cadastru, proprietățile și mai departe. Majoritatea informațiilor care sunt astăzi acolo sunt venite de la ASP. Da. Mircea, eu zic să mai multe întrebări să dăm, să fim un pic mai interactivi. Ai vorbit despre acest M-Cabinet. Ai o dinamică câți oameni folosesc și cumva tendința de utilizare lor? Pentru că oamenii au spus, da, noi am deschis, am discutat câțiva oameni, au spus, da, noi am deschis prima dată când am auzit, dar după asta cumva, adică nu s-a păstrat această, cum să zic eu, coerență. Noi l-avem, eu am înțeles. Reutilizarea datelor, hai să spunem așa și acestea. Ele sunt demand, Victor. Lumea le folosește și va accesa în cabinetul ori de câte ori va fi necesar. Eu ce vreau să spun că la această etapă, noi deja am aruncat, hai să spunem așa, folosind un jargon, în platforma interop maximal posibil informație care poate fi utilizată direct de cetățeni. Acum, next stop și ceea ce facem noi și ne concentrăm resursele este din această doar sursă de informații, pentru că în cabinetul deocamdată este o sursă de informații cu câteva excepții. Dacă îți găsești amenda, să poți plăti, dacă mai apare vreo datorie la fisc, iarăși, conectarea serviciilor de MPay. Dar noi vrem să următorul pas și ceea ce facem noi acum este ca tot din acest instrument în cabinet să te poate direcționa sau să poți solicita fie emiterea unui act sau modificarea lui și așa mai departe. Deci din M-Cabinet noi să transformăm un instrument util pentru cetățean să-și facă sau să-și modifice sau să-și extragă anumite informații care el le are nevoie în viața lui cotidiană, fie că își face o afacere, fie că utilizează datele, face share cu un alt stat, pentru că noi avem pe partea de stare civilă, noi sunt cazuri frecvente. Sau vrea să-și înregistreze o nouă proprietate. Și-a cumpărat un nou apartament sau un autovehicul sau vândut autovehicul. Din informații în instrument informații. Deci ca să, nu știu, să simplificăm un pic lucrurile, în acest moment, grosomodă, în cabinetul sau platforma, este un panou informativ într-un fel sau altul, care noi vrem să-l transformăm. În mare parte, da. În mare parte, da. În mare parte, care vrem să-l transformăm într-o platformă interactivă, pentru că noi deja ne logăm acolo cu ce? Cu semnătura digitală, corect? Deci, da? Exact. Deci noi avem aceste semnături digitale, inclusiv eliberate de ASP. Apropo, noi mai târziu discutăm subiectul ăsta, care este situația cu aceste carduri eliberate, EID-uri, da? Mircea, o întrebare care vine din discuția precedent cu colega Olga Tumuruc, cu referire la ASP nemijlocit. Deci această platformă, lansată 2 săptămâni în urmă, de înregistrare, de eliberare a permiselor de conducere. Olga,
Ne-a spus că dacă vrei să înveți la o școală de șoferi, deja intri în platforma corespunzătoare care asigură interconexiunea cu școlile de șoferi și eu am întrebat intenționat acest lucru, dacă se asigură interconectivitatea cu ASP, registrele despre care numai ce ai vorbit, e funcțională sau nu platforma în acest moment? Tehnologic da, datele însă întârzie să vină. De ce? Pentru că... De ce? Eu vă explic de ce. Noi foarte mult și foarte mult ne dorim să excludem hârtia, mă rog, el în toate procesele, dar pentru că ne referim expres la partea de permise și examinare a viitorilor, potențialilor conducători auto. Noi, cei care au fost, hai să spun așa, în ultimii ani, știu că ei trebuie să vină cu certificatul de școlarizare, un fel de confirmare de la școala auto, trebuie să vină cu acea minunată formă medicală și așa mai departe. Trebuie să vină cu copia buletinului, cu actul de identitate. Sunt o groază de chestii cu care ei vin. Eu vreau să vă spun că și în procesul ăsta se consumă foarte mult timp ca operatorii noștri, iată, spună să facă dosarul ăsta cu șine. Noi practic astăzi, nu practic, noi și astăzi suntem gata să consumăm toate aceste date în regim electronic. În format digital, da. Deci persoana care vrea, spune că ok, eu m-am înscris la examen, poate să vină exclusiv cu actul de identitate. Persoana oricum trebuie să se legitimeze înainte de procesul de examinare auto. Noi astăzi, eu pot să vă arăt o, din păcate, cu parte de școlile auto este o competență, pentru că este un registru pe care este în gestiunea Ministerului Educației și partea cu certificate medicale este pe partea Ministerului Sănătății. Eu vreau să vă spun că noi deja am obosit să comunicăm cu colegii noștri, dar, mă rog, acolo sunt și factori obiectivi. Pe partea medicală, sistemul medical cumva întâmpină reticență și lipsă de capacitate, inclusiv umană, să facă, să actualizeze și să facă viu acest registru. Noi astăzi suntem gata să consumăm toate aceste date și de la Ministerul Educației și de la Ministerul Sănătății. Practic, ele completează tot acest lanț. Și eu știu că și școlile auto tot sunt gata să verse informațiile în aceste registre dacă este nevoie. Noi ca și consumatori suntem ultimul lanț în acest puzzle și o să vedeți mai multe chestii dacă o să reușim să discutăm. Noi încheiem procesul, deși practic undeva 20-50% din proces e pe partea noastră, noi suntem dependenți ca celelalte instituții publice să-și facă la fel de bine treaba, să verse informațiile în propriile registre. Pentru că și legea interop spune, ok, o instituție publică, dețineți un registru de stat, în orice formă, vărsați informațiile în AmConnect. Mircea, asta e o întrebare exact la o, nici măcar nu e întrebare, dar trei pagini după asta eu să-ți dau, apropo tot Mircea, numele lui, care a spus că pentru reînnoirea permisului de conducere a avut nevoie de aproximativ 2 luni, a calculat undeva, o să-ți trimit toată informația post-factum, câți bani a cheltuit și timp că l-a scris pe foaie și a interacționat cu minim 20 de oameni pentru reînnoirea certificatului. Și știi cum, de obicei toată lumea vede problema acolo unde recepționează documentul final, ASP, da? Da. Deci asta cred că e super important, că sunt mai multe elemente, interconexie. Ai vorbit de școli auto care într-un fel sunt gata spre ea aceste, să le interconecteze cu sistemele voastre. Ai vorbit de Ministerul Educației, apropo pentru mine a fost o mirare că ele sunt școli auto, într-un fel sunt gestiunea Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Cât de interoperabile suntem noi, Mircea, ele sunt instituții, ele sunt instituții acreditate de către, sau licențiate, nu, până acum erau licențiate, acum sunt acreditate. Și ele sunt instituții de instruire. Ele sunt, cum așa o parțea, parcă sunt un fel de instituții vocaționale. Ele țin de proces de instruire și ele sunt în subordinea Ministerului Educației. Da, da, dar totodată cumva, nu sunt subordine, dar ele trec filtrul calității cumva după standardele impuse de Ministerul Educației. Eu l-aș întreba pe tizul meu câte din aceste persoane erau ASP, pentru că în principiu
reînnoirea permisului. Cea mai mare problemă astăzi este acea fișă medicală, care este obligatoriu la reînnoirea permisului. Și aici tot e o chestiune de reminiscență. Ce vedem noi, cât de dur vede statul aceste rigori. Noi astăzi mai avem încă frecvent utilizat centru unic de examinare medicală a conducătorilor auto. Sau avem centru ăsta... Eu înțeleg intenția statului cumva să asigure că nu permit persoanelor care sunt apte să șofeze. Dar, după mine, aceste reguli sunt depășite, sunt instrumente mai eficiente care pot fi făcute, ele pot fi făcute, ca să-i dai o altă dinamică, pot fi făcute la policlinicile de sector, unele chestii în general le-aș exclude. Eu am văzut cum acest proces, de exemplu, are loc în universitate, discutam despre partea cu văzul. Da? Partea. Deci, orice persoană poate identifica dacă, practic, un potențial șofer are probleme de văz sau nu. În procesul de examinare în multe state, acest element este stat chiar de examinator. Ok. Arată candidatului un panou la 30-40 de metri. Ce scrie acolo? Ok, scrie Poșta Moldovei. Ok, gata. We're good to go. La noi procesul ăsta e hiperbirocratizat și eu cred că el poate fi simplificat destul de mult tocmai ca să ușureze acest element. Nemai vorbind de faptul că ei continuă, Ministerul Sănătății și instituții subordonate, ei o să emită, emit pe hârtie, deși au posibilitatea să le verse electronic, ei nu fac. Să lămuresc cu mare loc în cazul meu personal, pentru că eu mi-am renoit cam 2 ani în urmă permisul. Deci am intrat în registrul sănătății, platforma noastră, și am zis că am nevoie de document. Și au spus că sunt două părți. Una care ține de declarațiile mele. Știi, cu medicul cum te întreabă, ai, nu știu ce ai folosit, folosești drugs sau nu folosești, chestii de genul ăsta. Deci tot ce ține de identificare la distanță, eu singur pot să fac acest lucru, se numește un fel de self-form. Eu o fac, mi-a durat cam 2-3 minute. Și automat, după ce finalizez forma corespunzătoare, este un buton care mă trimite la medicul de familie. Deci medicul de familie, corespunzător, face acest lucru. Și atunci când am scris tot online, am făcut la agenția noastră. Apropo, noi nu avem agenție. Pe această dimensiune noi avem departamentul drumuri, care se ocupă de tot acest domeniu. Ei pur și simplu au scos din registrul sănătății acest lucru. Mircea, noi avem tare multe întrebări și le tot apar. Mai sunt, uite, eu o să vă dau un exemplu. Pentru că noi suntem capăt de linie în acest proces. Procesul de atât timp cât persoana are toate actele în regulă, la noi procesul durează foarte puțin. Noi nu avem coz la înnoirea permisului și așa mai departe. Eu pot să vă spun că acest proces nu durează la noi pentru o persoană mai mult de 10-15 minute. Deja trebuie să adaugi toată partea care ține de venit la SP, ridicat și așa mai departe, dar noi și pe partea asta ne mișcăm. Dar noi suntem dependenți de cât de bine își fac treaba și alte instituții. Eu vă mai dau un exemplu. Iată, unde noi încheiem procesul. Radierea sau scoaterea interdicțiilor pe orice tip de interdicții sau radierea unui agent economic, unități de drept. 90% din proces nu sunt la noi. O bună parte este, de exemplu, la serviciul fiscal de stat, să vadă. Nu există datorii, nu există penalități, proprietăți, dacă se radiază o întreprindere. La noi procesul durează la fel 10 minute. Da, Mircea, îi propun să mergem mai departe pentru că timpul deja jumătate de oră. Dacă suntem la permise de conducere, a fost decizia că dacă polițistul, agentul, te oprește, este întrebare, te oprește, atunci nu ai nevoie să ai chestia din plastic cu tine. Noi vorbeam cu Olga vinerea trecută și spunea că asta este ilegal, Olga, pentru că polițistul este obligat. Dar totodată sunt oameni care sunt în continuare amendați de către agenții rutieri pentru nedeținerea certificatului în plastic la ei. Care este realitatea? Dacă mă oprește polițistul pe stradă, el are drept să mă amendeze sau nu dacă nu dețin această bucățică de plastic? Victor, voi nu adresați cui trebuie această informație. Deci, ce pot să vă spun eu?
Pentru că toate datele, dacă o persoană poate vedea în, pe platforma Interop permisul său, actul de identitate, IDNP-ul, pașaportul tehnic, deci pe cine e scris, cine este proprietarul autovehiculului, asta înseamnă că și poliția, IGP-ul, poliția în general, poate vedea aceste informații. Și ei văd, pentru că dumneavoastră, când vă oprești în trafic sau ați parcat ilegal, ei vor verifica, aveți puncte de penalizare sau nu. Practic, la modul practic, eu pot să vă spun următorul lucru. Important, persoana care se află la volan și a fost stopată în practic, are nevoie doar de un act să legitimeze, oricare ar fi el. Se identifice, iarăși, se identifice. Deci el trebuie să dea dovada că eu sunt cutărică și codul meu numeric, IDNP-ul meu, care duce iarăși, drumurile duc spre Roma, da? Deci, în baza IDNP-ului, el vor vedea toate resurselor. Dacă are permis de conducere, dacă nu e suspendat, dacă are suficient puncte, nu are puncte de penalizare sau are puncte de penalizare. Astăzi poliția poate consuma toate aceste informații. Și faptul că ei aplică amenzi pentru niște chestiuni contrar legii, asta nu este, din păcate, nu este domeniul meu de competență la care eu să răspund. Deci asta este o decizie legală a polițistului, Mircea? Eu nu știu ce fel de act. Acum noi am scos plasticul, îmi pare că a fost scos obligativitatea să ai pașaportul tehnic a mașinii. Eu nu țin minte exact dacă e ține și de permisul de conducere. Dar teoretic, dacă ai buletinul de identitate, s-ar putea să nu mai ai nevoie nici de celelalte două. Ok, mersi. Mircea? Da. Da, dacă vrei să spui ceva? Nu, e o chestie. Asta e cumva, știți cum e, cu partea cu polițiștii, aici sunt două componente. Unu, componenta legală. Și când vă spuneam de reminiscențele sovietice, altă formă de identificare și verificare în acel moment, dacă ăsta e persoana, nu era nimic altceva decât hârtia. Pașaportul, buletinul, permisul de conducere, pașaportul tehnic a mașinii. Acum, dacă tu ai identificatorul unic și poți legitima, tu ai acces la toate aceste date. Cu câțiva ani urmă, acest lucru nu era posibil. Deci, componenta legală poate fi modificată, ăsta e primul aspect. Și al doilea aspect, și cumva partea asta cu cazul care mi l-ați descris, descrie clar câtă dorință, cât apetit există la autoritățile publice să consume date în electronic. Lumea mai are niște temeri, frici, și probabil ăsta e și unul din scopurile noastre acestor emisiuni, voi care le faceți împreună cu AG, tocmai ca să deschidem, să ajutăm lumea să vadă că ăsta este un instrument viabil și la fel de sigur, dacă nu chiar mai sigur decât hârtia sau plasticul pe care ți-l oferă unele autorități. Sigur, o să ai nevoie de aceste acte în procesul traversării frontierei și când te afli teritoriul altui stat, dar pe teritoriul țării mi se par nonsens să atât timp cât ele sunt valabile și le poți vedea în sistemele noastre care sunt accesibile pentru orice altă instituție publică. Apropo, Mircea, dacă toți suntem aici, mi-am reamintit de o discuție precedentă, cu referire la aplicația de țară. Da? Agenția de Guvernare Electronic a lansat acum concursul pentru imaginea grafică, pentru că noi probabil nu avem toți calculatoare lângă noi, dar telefoane avem cu toții. Da? Da. Apropo, da. De ce să nu mergem pe această app de țară, cum îl numim noi, pentru că și vreau să te întreb care este rolul ASP în dezvoltarea lui și unde suntem noi cu subiectul ăsta. Pentru app că de țară în sensul de Wallet ID și de... Exact, exact. Deci cum este aplicația DIE, de exemplu, în Ucraina? Acum să nu mai porți nici măcar document corespunzător. Te-ai identificat cu semnătura digital Mobile ID sau viitoarea MobiSign, despre care o să discutăm probabil un pic scurt. Da, și nu mai ai nevoie de nici măcar de hârtie aceea, de pașaportul acela sau nu știu ce. Mircea, da. Care sunt, unii suntem noi pe subiectul ăsta și dacă voi participați în acest proiect? Adică app-ul de țară în care M-cabinetul ar migra cu toate elementele, oamenii deja drept din telefon să poată accesa mai multe lucruri, nu din calculator sau nu știu ce. Noi, practic, și iarăși, aici o să fie nevoie, eu vă spun unii, contribuția noastră, ea rezidă acum doar pe componenta legală. Noi să putem, persoanele, să apară în general conceptul de ID electronic.
Mai departe este doar o chestiune de program, pentru că noi deja furnizăm toate aceste date în M-Connect. Și dovada acestui lucru este cabinetul personal. În esență, colegii, și eu știu colegii de la Agile lucrează la acest lucru, de fapt, acest Wallet ID, practic e o extensie firească a unei aplicații mobile a cabinetului personal. Sigur, mai sunt niște chestiuni grafice care trebuie să adăugate acolo, dar toate aceste date, ele deja sunt acolo. Sigur, noi putem să mai contribuim pe partea de formatele digitale, cumva să fie în telefon sau pe smart, pe smart device, să vadă cumva elementele grafice similare cu ce pregătim, cum arată actele noastre de identitate sau permisul de conducere sau pașaportul tehnic. Dar în principiu, după mine, asta este doar o chestiune de timp și eu știu că colegii de la GEL lucrează. Au mai fost anumite chestiuni care noi le-am permis și le-am mai vărsat, care lor le spărea necesar ca să le includă în acest proces și noi, din câte eu știu, noi deja le-am oferit. Dar chiar dacă, hai să spun așa, eu cred că 80% din proces deja e tehnologic, el este astăzi posibil. Tehnologic este posibil. Unica constrângere este autentificarea în acest sistem, pentru că trebuie să existe un proces, să nu iasă că vecinul de peste perete de bloc folosește actele tale de identitate sau poate să primi nestingere pe acolo. Deci noi suntem dependenți de autentificare electronică. Și aici vine în... ca și suport, vine partea de MobiSign, care noi sperăm să o putem oferi masiv populației și gratis, pentru că ASP-ul va fi una din autoritățile care vor putea face identificarea și să ajute oamenii să-și obțină MobiSign-ul. Mircea, să clarificăm un pic cu acest MobiSign. Deci MobiSign-ul este gata. Deci este în regim de testare, așteaptă autentificarea finalizată de către SIS, da? Unii suntem noi cu acest lucru și, Mircea, în câteva întrebări, pentru că ai spus că sistemul trebuie auditat sau certificat. El, practic, deja e în mediul de producție, dacă mă întrebați pe mine, dar pentru că acesta va servi și instrumentul de bază în identificarea, inclusiv în procesul de vot, e o chestie destul de sensibilă. Eu nu pot să dau o apreciere dacă asta e o exagerare cu certificarea lui. Eu înțeleg că există un proces public prin care statul sau alte autorități vor să se asigure că este un instrument viabil. Vă dați seama, noi nu avem foarte mulți specialiști, inclusiv în alt organ de forță, dacă pot spune sistemul este sigur sau nu. Și atunci apar auditori, instituțiile independente, specializate de certificare, care pot spune cu certitudine. Ok, da, colegii de la GESH au făcut treaba. Eu am încredere în profesionalismul lor, eu sunt sigur că această certificare va trece fără probleme, dar ea, birocratic, trebuie să treacă. Eu sper ea să dureze cât mai puțin. Eu cred că ce ai spus acum, cât mai puțin, este mai bine decât să spui în mai că va fi lansat, după asta în iunie, după asta în august și noi suntem în septembrie și nu-l avem. Și încă o întrebare aici, pentru că ai spus că... Eu pot să vă spun, nici noi, nici elaboratorii AGE nu poartă nicio vină pentru întârziere. Noi am crezut că poate fi făcut mai... un pic mai rapid. Tehnologic, el astăzi este gata, eu și astăzi în telefon am aplicația MobiSign. El nu este deschisă pentru că noi trebuie să trecem aceste certificări sau auditări independente a acestor sisteme. Mircea, încă ceva. Ai spus că voi, în calitate de ASP, o să fiți una dintre instituțiile sau ghișeu unic, da? Deci ca să fie clar, acest viitor MobiSign... Trebuie discutat și despre ghișeu unic, pentru că tot e, da. Următoarea chestiune, discutăm despre ghișeu unic, dacă vreți. O întrebare foarte, foarte exactă la tine, asta ca să finalizăm cu acest MobiSign, da? Olga spune așa, că dacă eu dețin o semnătură digitală, oricare ar fi ea, Mobile ID, token sau de la ASP, atunci ele vor migra automat în MobiSign, fără a avea necesitatea de a veni la ASP, la centri multifuncționale sau la aceste cupluri. Cei care dețin, da. Cei care, da, așa este drept. Eu așa mi-am obținut semnătura
MobiSign, autentificându-mă cu semnătura electronică calificată pe care eu o dețin. Ce se va întâmpla dacă tu nu ai una? Ce trebuie de făcut? Trebuie să vii la ASP sau la o instituție să te identifici prima dată? Da, da, da. Proces care va dura, eu cred că nu mai mult de vreo 5 minute. Ok, Mircea, o întrebare foarte punctuală. Andrei Ojoga, intuiesc că dumnealui este din domeniul judecătoresc. Deci eu citesc integral, nu-i foarte mult. În proces de examinare a cauzilor, judecătorii nu au acces la bazele de date, registrele de publicitate gestionate de ASP. După necesitate, de fiecare dată, judecătorul raportor este nevoit să interpeleze informația corespunzătoare de la ASP. Aceasta, în opinia mea, creează o sarcină de muncă suplimentară atât pentru cei din instanțele de judecat și pentru cei care activează în cadrul ASP și a dumneavoastră. Da? La moment, programul integrat PIGT, care îl cunoașteți, reflectă unele date despre participanții la proces, cum ar fi adresa înregistrată după persoană, data nașterii, însă acestea sunt incomplete sau în alte nu pot fi corect actualizate din motive tehnice. Întrebare. La ziua de azi, ASP, IP-ASP, este deschis să ofere accesul la bazele de date pentru judecători? Și o notă, accesul urmează și prin intermediul cazurilor electronice din PIGD, astfel încât de fiecare dată accesările documentate. Comentezi ceva aici, Mircea? Da, eu aș împărți... Da, 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 da. Comentariu și întrebare întemeiate. Nouă legea ne spune foarte clar. Noi către alte instituții publice livrăm toată informația gratuit. Ce avem electronic, noi suntem gata și dornici să furnizăm aceste informații, pentru că noi avem tot o armată de oameni, de exemplu, care astăzi se ocupă de interdicții. Da? Noi astăzi, eu pot să vă spun, registrul interdicțiilor nu este funcțional, la noi vin toate deciziile, inclusiv a colegilor din sistemul judecătoresc, sau, pentru că ei tot pot aplica interdicții, ele la noi vin pe hârtie. Vă dați seama care e partea asta. Acum, a doua componentă a subiectului. Nu ASP-ul, deci noi deja vărsăm tot ce avem electronic, în mare parte. Noi vărsăm în M-Connect. Instanțele judecate nu trebuie să aibă direct acces la serviciile noastre, dar noi avem o platformă unică de schimb de informații, care se numește M-Connect. M-Connect. Asta e. Și noi, în general, pe partea de contracte pe care noi le avem individuale cu instituțiile publice, noi, într-o perioadă previzibilă de timp, noi trebuie să le închidem accesul, dar el trebuie să-l obțină prin procesul prin această platformă M-Connect date. Vitrinile pot fi configurate, acces la date sunt. Acum, a treia componentă a problemei, pentru că vă dați seama și instanțele de judecată, unele informații le solicită care noi s-ar putea să noi le avem în format electronic. Și asta e una din activitățile pe care noi punem mare accent acum în proces. Eu am certitudinea că în anul viitor noi vom termina de scanat tot ce avem noi format pe hârtie. Noi suntem în proces acum să încheiem scanarea completă a arhivei cadastrului. Și noi deja s-a demarat scanarea inclusiv a tuturor dosarelor a unităților de drept. Care era cu aceste două, noi încheiem să digitizăm tot ce am avut pe hârtie. Starea civilă scanată, cadastrul scanat, partea de conducători auto, contracte sau ce mai erau acolo, totul e scanat. Ne-au rămas astea două. Dar ele vor fi disponibile. Deja în 2014 noi încheiem scanarea lor. Asta e toată ideea. Procesul de demarat. Mircea, o întrebare exact la tema corespunzătoare. De ce cineva trebuie să meargă la Basarabeasca să ia documentul cadastral la primărie? De ce nu îl poate online, la SP sau nu știu prin... Asta unul și adaug de la mine pentru că noi discutam subiectul. Asta e exact una din reminiscențele sovietice a procedurilor de obținere. Pentru că în cazul cadastrului noi avem registratori. Aceste acte sunt emise de registratori. Și noi până nu facem, n-o să facem o reinginerie reală a serviciului cadastral și a actelor pe care noi le emitem, asta nu va fi posibil. Și iată două aspecte, totuși noi discutăm. Noi suntem în situația în care vă spuneam la început că noi avem o problemă cu sistemele informaționale și fundația asta de bază. La noi, registrele pe care noi le deținem, ele sunt depășite ca format
ca sistem de gestiune lor sunt depășite. Și noi acum lucrăm la două registri fundamentale, care, nu, la trei registri fundamentale, practic. Noi lucrăm la registrul unităților de drept, registrul actelor de stare civilă și cu partea de cadastru noi fixăm niște chestiuni care o să ne permită emiterea actelor hârtii. Noi de ce astăzi, vrem să întreb cetățenii, de ce astăzi noi emitem aceste hârțoage absolut... mă rog, altă soluție nu există. Extrasele, în general, orice tip de extras. Pentru că noi avem o problemă cum funcționează registrele de stat pe aceste domenii. Ele nu sunt actuale, ele nu conțin toate câmpurile, ele, sistemele existente nu pot fi actualizate pentru că acolo sunt și sisteme black box și noi punem accent pe ele acum masiv. Tocmai ca să asigurăm acest fundament solid, care ne va permite ulterior, fără nicio problemă, să excludem orice tip de extras. Și pe cadastru, și pe unitățile de drept. Mircea, exact în tema asta întrebare. Am delivery. Uh-huh. Ce se poate acum, pentru că se poate, ok, nu mergem la Basarabeasca propriu-zis sau la Taraclia, dar se poate de obținut acest extras în continuare pe hârtie, dar cel puțin prin M-Delivery, să nu mă duc în satul de Baștină, nu știu, la Edinez, de exemplu, să iau acest document. Uh-huh. Mai simplu, ce, care acum, documente, care acte putem delivera și care nu? Noi avem două acte care le putem livra acum, extrasul unităților de drept și pașaportul de străinătate. Dar eu pot să vă spun așa, în principiu, targetul nostru, ca noi într-o perioadă previzibilă de timp, mai puțin de un an de dorit, ca toate actele pe care noi le emitim pe hârtie să putem face delivery. Procesul nu simplu, pentru că procesul de eliberare în sine tot este o normă legală. Iată, noi acum vă spuneam despre registrul de stat a unității, a actelor de stare civilă. Noi am trecut prin procesul de reinginerie și deși iată, acum noi urmează deja să ne apucăm propriu-zis de registrul electronic, dar noi am depus un pachet de modificare a 7 legi ca noi să aducem în corespundere cu secolul 21 să ne permită să operăm așa cum nouă ne se pare corect, sigur, în mod electronic. Noi, eu pot să vă spun așa, fără înscrierea în niște registri de hârtie a eliberării, emiterii unui act de stare civilă, nu este posibil, pentru că asta scrie negru pe alb în lege. Atunci noi venim ceea ce îmi spune mie bunul prieten primarul de Cahul, da? Dacă nu funcționează chestia asta, și noi întotdeauna spunem, uitați-vă, nu funcționează pentru că așa este regulamentul. De ce nu schimbăm regulamentele astea? De ce atât de mult timp durează, Mircea, toate aceste procese? Ai spus că noi avem sisteme din anii 70. Care e problema? De ce atât de greu se schimbă? Și aici noi revenim la întrebarea generică. Da, nu. Eu vă spun încă o dată, Victor. Greu? De acord. Eu pot să vă spun că noi pachetul de acte, propunerea noastră, împreună cu AGEO, noi și vicepremierul a trimis acest pachet de legi, noi l-avem de jumătate de an trimis la autorități, Ministerul Justiției pentru avizare și mai departe către Parlament. Jumătate de an. De ce merge greu? Nu știu. Noi suntem gata să ne mișcăm mai repede. Acum, în principiu, nu că eu nu vreau să dau vina, pentru că pachetul de legi e extrem de complex pe care noi l-am trimis și este voluminos și el atinge foarte multe domenii, și domenii de documentare a populației, și partea care ține de gestiunea blanchetelor de strictă evidență. Noi doar prin excludere, o măsură pe care noi am propus-o în acest proces este excluderea acestor blanchete minunate de strictă evidență. Eu pot să vă spun că în proces de reinginerie numai excluderea acestor hârțoage ne previn 70 de pași care noi îi excludem sau îi economisim doar pe eliminarea acestor blanchete de strictă evidență. Pentru Mircea, noi spunem că noi am scanat, da? Am digitalizat, nu știu, arhiva X, da. Y, Z. Dar dacă noi continuăm, asta e non-ending process, da? Pentru că se generează noi și noi și noi. Mircea, noi avem puțin timp. Doar un aspect. Partea cu scanarea, digitizarea arhivelor. Asta este cea mai mare constrângere, ca noi să descentralizăm acest proces. Pentru că noi, ca să emitim un act de pe cadastru de la Chișinău sau unde se află omul, noi suntem dependenți de dosarul de hârtie de la Briceni.
Noi nu avem o arhivă centrală a actelor cadastrale. Și noi, dacă nu avem partea asta scanată, noi fizic trebuie să ridicăm un dosar de la Briceni, să ne-l trimite la Chișinău și așa mai departe, sau să-l scaneze pe loc. Acum, odată cu încheierea acestor procese, noi vom putea descentraliza procesul. Deci, ești la Cahul și îți trebuie actul pe unitatea ta, pe firmă, de la Briceni, înregistrat-o. Asta va fi posibil și în relativ scurt timp. Dar obiectivul în sine, în momentul în care noi ne încheiem partea de remodelare a registrelor, acestor două registre de stat, va dispărea necesitatea fizică a extraselor și pe cadastru și pe unitățile de drept. Pentru că problema cea mare este în acuratețea datelor și parțialitatea datelor, exemplu, și pe cadastru și pe unitățile de drept. Iată, la noi în ultimul timp, pentru a asigura mai mult transparență, au apărut tot felul de câmpuri noi, care noi trebuie să le înregistrăm ce sunt de parte de unități de drept. Beneficiarii efectivi, da? Pentru noi o chestiune inovatoare, care are mai puțin de un an. Noi astăzi sistemul actual nu-l putem modifica pentru că el e un sistem închis, criptat, noi nu putem să intervenim în el, să adăugăm un câmp cu beneficiare efectiv. Noi din 30 de câmpuri obligatorii pe care trebuie să le avem în registrul de stat a unităților de drept, noi putem înscrie, dacă nu mă înșel eu, doar 22 și acelea parțial pentru că câmpurile sunt limitate și noi suntem obligați, nevoiți să mai avem alte două sau trei sisteme în care noi stocăm și aceste informații. Ne mai vorbim că interdicțiile noi trebuie să le căutăm prin hârtie. Da. Mircea, centrele multifuncționale și CUPS-urile, care sunt ale voastre centrele, CUPS-urile împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, pentru că până la urmă eu așa înțeleg lucrurile, că noi încercăm să migrăm în digital cam toate serviciile. Da? Și doar perspectiva de oferire a unui serviciu, a unui centru multifuncțional sau unui CUPS, după mine este una limitată. Da? Deci ea are capacitate mult mai mare pentru că, nu știu, clercul din spatele sticlei, așa cum scrie, cei din spatele sticlei, vedeți că oamenii cumva și varsă, știți, pe oamenii din spatele sticlei, așa am scris și nu doar o singură dată. Deci ei explică oamenilor, oameni buni, nu mai veniți la ASP sau la Centrul Multifuncțional sau la CUPS, pentru că ceea ce ați spus dumneavoastră acum puteți face și online, adică să nu fie doar service delivery mode, cum spunem noi, ci și explicații. Fac acest lucru angajații CUPS-urilor și centruri multifuncționale? Ce planificați? De exemplu, eu sunt o persoană din satul Măgdăcești, da? De unde sunt părinții mei. Dacă eu vreau să mă informez despre un anumit serviciu care dezvoltă de ASP, la cine eu trebuie să merg și la cine trebuie să întreb? Oameni buni, învățați-mă, pentru că mi se pare asta super important. Da, pentru asta există, așa zisele, birourile de informații, dar iarăși la noi și lumea, cum să spun, e o reflecție exactă a societății noastre. Noi avem oameni și operatori conștiincioși, adecvați, care pot comunica și mai avem din ăștia care le mai sare țandra, care după mine e impardonabil, pentru că noi până la urmă suntem prestatori de servicii și de regulă omul când vine, el vrea să aibă rezultat. Dați-mi documentul. Detaliile voastre pe mine nu mă interesează. Acum, sigur, cu partea că ei pot consuma aceste date într-un mod diferit, noi deja asta o facem în cazul și noi tot în cazul M Delivery. Deja operatorii noștri, în majoritatea cazurilor, întreabă, o să vreți livrarea pașaportului la domiciliu sau nu? Da? Deci schimbările astea se fac, ele se fac treptat și pentru noi tot un exercițiu bun, pentru că mai avem și niște răuvâți care ignoră recomandările sau dispozițiile valabile pentru toți angajații ASF. Să întrebe. Vreți? Ok, noi avem posibilitatea să livrăm acasă. Cineva uite să mai facă, dar noi identificăm, lucrăm cu ei. Eu aș face o referire, pentru că noi am abordat subiectul ăsta de ghișeu și CUPS și așa mai departe. Eu vă spuneam că noi cumva, ASP-ul este un acoperiș comun, dar nici pe departe nu este ghișeu unic, da? One-stop shop. Și în general, noi în ce facem acum, noi vrem în general să ne detașăm și de partea asta, de one-stop shop. Pentru conceptul, el este în esență depășit.
Da. Noi, ca filozofie de bază, noi suntem la non-stop shop. Pentru că ăsta este conceptul care astăzi ghidează prestarea serviciilor în mod non-stop, 24/7, electronic, de oriunde ai afla, mașina. De la one-stop, de la, deci noi tot ce facem acum, toate remodelările de sistem, cum noi le facem reingineria, au ca obiectiv final nu one-stop shop, nu ghișeu unic, dar non-stop shop. Servicii care le poți obține exclusiv digital. Păi aici așa vine contradicția, Mircea, pentru că noi deschidem, avem 17 cupsuri deschise deja. Încă 60 vor fi deschise. Da? Deci noi, într-un fel, eu înțeleg perfect acest lucru, dar haideți să explicăm cât de multe explică oamenilor că noi ne mișcăm de la one-stop la non-stop, da? Nu. Asta o discutăm noi pentru că suntem într-un mediu în care lumea o să înțeleagă ce obțin noi ce facem. Noi discutăm unde ne îndreptăm noi. Iată, obiectivul nostru e să mergem non-stop. Acum, când aceste servicii, ele sunt complexe, serviciile pe care noi le prestăm. Background-ul e complicat. Noi, una e să, pur și simplu, să le transform digital, dar alta e să replici tot bardacul ăsta și conceptele moștenite din Uniunea Sovietică să le pui pe format digital. Și e și nonsense. Pentru că ele conceptual au o viziune de prestare a serviciului obligatoriu la un ghișeu de către un operator. Ele nu au încalcă nici cum că aceste date pot fi stocate sigur în mediul online și ele pot sta la baza emiterii altor acte, la fel în regim electronic și de la distanță. Dar cu autentificarea persoanei, adică cu semnătură electronică. Deci nu pot să te întreb o chestie care mi-au spus mai mulți oameni, da? Este că unele instituții și cineva din ASP, da? Deci direct mi s-a spus în felul ăsta, folosesc această idee de transformare digitală, de exemplu rândurile electronice, da? Pentru a, de fapt, a birocratiza un proces. Și unul dintre exemple a fost ceva de genul ăsta, că am avut nevoie, nu știu, document, rândul electronic m-a ghidat peste două luni și ceva, dar nu știu cum s-a rezolvat problema prin altcineva versus a unei mulțumiri și așa mai departe. Cum ai răspunde la chestia asta? Avem noi corupție în sistem, cum luptăm și care sunt acele impedimente? Cine sunt cei care blochează tot acest proces? Eu n-aș folosi-o în caracterizarea care a făcut totul. Unu, în primul așa rând... Așa mi-a spus, eu am transmis lumea, asta, nu-i opinia mea. Acum, sunt principala problemă și noi deja în principiu, în mare parte, cumva am prevenit asta de situații, rândurile de două luni de zile. Da? Noi am avut o situație cu pașapoartele pentru că am avut această panică și din cauza războiului și post-pandemie. Eu pot să vă spun că astăzi în Franța, ca să obții pașaportul, tu ai stat cel puțin 3 luni în rând. Astăzi în Franța, la fel ai să o faci și în Suedia, pentru că ei au avut exact aceeași problemă, nimeni vorbind de toată frontiera cu țările, cu Ruski Mir. Deci problema ține de ce, ca să fie clar. Nu, eu vă spun, deci sunt situații și situații. Deci când am avut rânduri mari la pașaport, e o chestiune. Noi am avut rânduri mari la cadastru pe care nu le mai avem. Astăzi la Chișinău vă puteți programa în 2-3 zile. Exact aceeași chestiune la permis. Noi am avut rânduri de 40-45 de zile. Pentru examenul teoretic vă puteți programa în maxim următoarele 2 săptămâni și imediat după asta vă puteți programa în 2 sau în 3 zile vă puteți programa pentru examenul auto. Deci primul obiectiv este să reduci maximal rândurile. 2. Sistemul de rânduri este acum, dar când avem o problemă de gen pașapoarte cu un flux imens de oameni, asta prinde alt contur. 2. Rândul electronic este un instrument ca să ofere previzibilitate cetățeanului când vine pentru că el va fi deservit într-o secvență, într-un fragment de timp cât se poate de exact. Da? În 20 de minute el știe că el are un slot, el vine, el nu va sta în rând și așa mai departe. Acum, noi n-am expus niciodată rândurile vii. Deci o persoană, ok, mi-i întreb acum, noi toate persoanele care vin în rând viu, le deservim. Și rândul electronic vine să asigură cei care pot să facă o viață mai bine planificată, să o facă calculat. Ok, eu pot să fug de la pauză de masă între 1 și 2 în ziua de joi.
pentru astea rânduri electorale. Problema ușor se schimbă atunci când crește, este o creștere exponențială de solicitare a un anumit serviciu. Atunci apare problema. Atunci am probleme. Și asta a fost cazul și cu pașapoartele. Am înțeles. Mircea, noi finalizăm discuția. Care sunt principalele impedimente, în opinia ta, în tot ce înseamnă transformare? Ai spus deja o mulțime dintre ele. Noi aveam această interoperabilitate dintre diferite baze de date. Noi avem o singură problemă, Victor. O singură problemă. Noi nu avem problemă cu imaginația. Noi nu avem și unde vrem să ajungem. Noi nu avem o problemă cu componenta legislativă. În sensul că colegii noștri la Parlament acceptă. Pentru că există un proces de avizare a actelor, a modificărilor, reformelor pe care noi le facem. Asta e altă chestiune. Dar, de principiu, noi nu avem toate legile pe care noi până acum, hotărâri de guvern, legi care au fost transmise pe partea asta, nici unul nu s-a întors cu refuz. Toate au fost aprobate, votate, promovate și așa mai departe. Mai mult, noi nici criză de bani nu avem. Noi avem suficiente resurse financiare, iată, astăzi eu pot să vă spun, deși eu am preluat o instituție cu 180 de milioane de lei datorii, eu pot să vă spun că astăzi ele nu mai sunt și noi avem resurse ca să dezvoltăm infrastructura noastră IT și sistemele pe care le gestionăm. Unica noastră problemă este componenta umană. Unica. Dacă există vreun bottleneck care ne... Deci, viteza cu care noi ne mișcăm este e direct proporțională cu numărul de oameni pe care noi îi putem angaja. Și eu pot să vă spun așa o chestie, nu toate procesele pot fi externalizate. Pentru că sunt informații sensibile, îți trebuie core staff care să știe treaba, să știe de unde să ia, unde să facă referință, la ce bază de date, cum fac modificările. Noi... cum spun, noi suntem ASP-ul și registrele pe care le ține, este o mașină care se deplasează pe autostradă. Noi oferim 6 milioane, aproape 7 milioane de servicii, cred că reușim să ajungem în acest an, 7 milioane de servicii prestate. Noi nu avem marjă de eroare, noi nu avem cum să le facem. Deci noi suntem mașini care se deplasează cu viteză. Eu mă invidiez pe colegii mei de la G, când te dezvoltă așa un instrument de deștept, lucid, ca Mobisign, de el fac la zero. Noi avem procese în spate care și lumea nu spune că eu am să aștept jumătate de an. Lui astăzi îi trebuie actul. Lui astăzi îi trebuie actul de stare civilă. Noi nu putem modifica. Eu pot să vă spun așa. Eu acopăr, cu greu acopăr jumate din necesitățile de mentenanță a sistemelor pe care astăzi le are ASP-ul. Cu greu. Noi jumate din funcțiile pe domeniul IT la ASP sunt vacante. Jumătate. Noi încercăm să mai furăm lume, dar noi furăm de la alte instituții publice. Eu vă spun, noi practic nu avem nicio șansă să atragem din mediul privat oameni să vină să lucreze la noi. Noi nici măcar nu avem nicio șansă cu nivelele noastre de salarizare să atragem tineri specialiști de pe băncile universității. Pentru că, hai să spun așa, un șef de subdiviziune, un șef de secție, da, pe domeniul IT din cadrul ASP va avea și obțin de două ori mai puțin sau decât un specialist neexperimentat într-o companie privată de gen, nu știu, hai să spun așa, Endava, da? Noi, și asta nu e o acuzație la companiile private. Ei tot lucrează într-un domeniu privat, dar problema noastră fundamentală este că noi, noi avem problemă cu menținerea persoanelor care noi le avem în sistem și, doi, atragerea altor noi. Mircea, dar variante mai flexibile, gen part-time sau, nu știu, alt fel de soluții care fie mai puțin... ca să convină într-un fel. Ele sunt cumva discutate, elaborate sau nu? Noi am fi lucky, dar lumea part-time... uitați, e o problemă, lumea de regulă vrea un job normal, interesant. Interesant noi cu siguranță îl putem asigura, dar el are nevoie de un salariu, pentru că atât timp cât el va primi de 3 ori sau de 4 ori sau chiar de 7 ori mai mult decât la o clădire care se află la 100-200 de metri distanță de noi, noi nu avem nicio șansă.
Și asta exact, și nu doar de personal IT, eu vorbesc inclusiv și de project manager care gestionează aceste procese, care nu neapărat cu background IT, noi acolo tot avem extrem de mari probleme. Noi încercăm să identificăm oameni cumva, să-i mai formăm pe interior, dar cunoașterea sistemelor, bazelor, registrurilor de stat existente, cum se formează aceste baze de date, cum se păstrează logurile, cum se păstrează modificările, nivelul de aprobare. Deci îți trebuie un core staff care știe tot procesul din spatele sistemelor. Eu vă dau și vă mai dau o chestiune. De exemplu, ok, acum noi și colegii noștri, iată, și noi suntem în discuții pe partea asta de cyber security și urmează să fie creat acest centru național de cyber security. Eu, întrebarea mea, acum, tu nu, ok, hardware are să vină, dezvoltarea sistemelor, oricum că expertiza e din altă parte. Cine o spreia? Tu nu poți să iei oameni din exterior. Astea sunt date cu cartier personal, astea sunt secrete de stat. Tu nu poți subcontractezi atribuții core ale statului să le contractezi unei companii private, tocmai din punct de vedere securității. Deci, ultima întrebare. Asta e unicul, eu vă spun sincer, asta este unicul bottleneck fundamental. Restul noi pot fi gestionate, că contribuim la schimbarea mentalității a personalului, că îi mai trecem prin training-uri, mai stimulăm cumva financiar, dar ăsta este unicul domeniu care determină viteza noastră cu care noi ne mișcăm pe partea digitalizarea serviciilor noastre. Apropo, vă lucrați cu universitățile, instituțiile educaționale pe domeniul ăsta sau nu? Nu este doar problema... Creați acest bridge într-un fel. Noi acum încercăm să punem pe roate acest mecanism, comunicăm și avem o comunicare, cred că destul de ok, un bun început. Dar eu pot să spun reticența is over there, deja acolo, anul 2. Ce? Noi încercăm să-i atragerea sau elementul nostru de curiozitate este, eu nu cred că în această țară mai există... sisteme atât de complexe și în mod special registre de stat, baze de date mai complexe decât cele pe care le deținem noi. Deci, ca experiență, exposure, expunerea la un tip de experiență, în mod special care țin de bazele de date, registrele de stat, schimbul de informații și așa mai departe, interacțiunilor cu instrumentele digitale moderne, siguranța și asigurarea securității acestor. Deci sunt domenii extrem de interesante care foarte puțini companii private îți pot oferi așa o experiență. Noi încercăm să o argumentăm ca un soi de trambulină pentru cariera de mai departe a tinerilor specialiști. Exact, motivația poate fi diferită. Ții cum îți pare, Victor, argumentul nostru? El, pentru tineri, sau? Da. Ok, noi putem să dezbatem mult subiectul ăsta, pentru că eu tot fac unele lucruri și pro bono și mai puțin pro bono. Sunt diferite situații, da? Realmente, ultima întrebare, Mircea, pentru că asta este important inclusiv și pentru mine și pentru noi, că noi facem o cercetare pe domeniul de semnătură digital, noi am vorbit de mobile sign și așa mai departe. Are viitor, voi nu eliberați acum EID, da? Veți elibera sau nu? Da sau nu? Și dacă aveți careva perspectivă. Nu cred că vom elibera și vă spun de ce. Cu apariția mobisanului dispare necesitatea unui EID, hai să spunem așa, unui plastic cu chip incorporat. Pentru că, în general... Explicați de ce pentru ascultători. Eu vă spun de ce. Pentru că un chip trebuie să poată fi citit. El trebuie să poată fi citit la bancă, la spital, la policlinică, la poliție, infrastructură. Îți trebuie pentru asta. Cu MobiSign și cu ceea ce urmează noi să facem în general cu wallet-ul ăsta conform directivei europene de EID wallet. Noi totuși suntem țară candidat. Și ăsta este un proiect la care noi lucrăm împreună cu partea română. Necesitatea unui chip într-un plastic va dispărea, pentru că el va fi mai ieftin, mai ușor de eliberat și cei care îl dețin îl pot primi automat. Ei nu o să trebuiască să scare la SP, iar să depună o cerere, să aștepte nu știu cât, să eliberăm actul ăsta. Și în condițiile în care el, noi putem lui să-i oferim acest reader, deși și aici tot sunt întrebări. Întrebarea este, unii îl poate folosi mai departe în interacțiunea lui cu alte autorități publice. Cu MobiSign și cu wallet-ul electronic de ID-uri dispare în această necesitate. Nu pot să confirm mai mult decât atât, pentru că eu personal sunt utilizator de asemenea serviciu. Dar eu am toate soluțiile, am și cardul care este by default în Estonia, aveam mobile ID, eu folosesc acum și marea majoritatea cetățenilor, timp de 2-3 ani,
au migrat toți pe Smart ID, pentru că este atât de ușor, atât ușor. De intuitiv, exact. Oriunde din lume, nici măcar pentru SMS-ul celălalt nu plătesc. Vreți să vă mai spun o curiozitate legată. Deci e ID-ul este în Republica Moldova, buletinul cu chip are tradiții deja, e din parcă 2017, este posibil. Eu am să vă spun ce a ucis acest document, pentru că în 2017 asta era super trendy, era actual, era fresh ca tehnologie și mai departe. Eu pot să spun așa, buletinul electronic cu chip costa 700, și acum nomenclatorul costa 780 de lei, la fel cât un pașaport. De ce? Pentru că băieții șmecheri, tot ce era chip, au spus că noi băgăm royalty de 13,6 euro. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar eu cred că partea asta noi am fi avut de mult dacă nu erau tot fel de scheme la dispoziție. Eu cred că, în general, prețul unui buletin de identitate avea să fie identic ca și unui cel obișnuit. Pentru că acum chipul în general, noi ne-au dat, diferența de cost era infimă. Dacă nu era această schemă, eu cred că și era o masă mai mare de populație, sau noi în general le trecem toate cu chip, noi eram, asta ar fi fost un trigger pentru restul instituțiilor publice să folosească. Băieții au preferat să încaseze 50 de euro la acea vreme cât era cursul, pe un document, buletin de identitate cu chip, care nu puteau să-l folosească nicăieri. Deci practic o schemă de corupție a minimizat, a limitat transformarea digitală pe subiectul ăsta. Pentru că, da, pentru că noi am emis mai puțin de 1000 de acte de aceste... 760 ceva de genul ăsta. Da. Asta nu contează. Uitați, noi anual emitim 200.000 de buletini. Deci din 2007, pentru că multe sunt cu termen de valabilitate, 10 ani, 15 și așa mai departe. Și ele în chipurile astea, în plasticurile de policarbonat, au o speranță de viață foarte mare. Ele puteau să fie actualizate anumite semnături, care tot puteau fi făcute la noi. Din 2017, noi suntem acuși în 23, noi avem să avem deja un milion, mai mult de un milion de persoane cu acte de identitate, cu chipuri, ceea ce probabil aveți să ne asigure o și mai ușoară tranziție la MobiSign. O schemă de corupție, jumătate din cetățeni cu posibilitatea, da, de a fi parte din tot ce înseamnă digital. Mircea, da. Mersi tare o mult. O schemă de corupție. Da, mersi tare mult. Da, finalizează, te rog. O schemă obraznică de corupție a ucis un întreg eșalon de, hai să spun, o perioadă de, care ar fi contribuit eficient la maturizarea din punct de vedere digitalului a cetățenilor noștri. Mircea, asta va merge direct în statement, nici îți dai seama. Da. Pe final, dacă vrei să spui careva mesaj, pentru că noi probabil că nu ne oprim aici, noi te vom invita în discuțiile noastre, noi suntem doar la început și noi vrem să le facem încă o dată sistemice. Am programat pentru primele 4 luni din 2022, dar cu siguranță vom merge și în 2023, pentru că este necesitatea de semne de discuții. Un mesaj de final, Mircea, dacă îl ai, pentru, nu știu, o invitație, da, la cooperare, asta... ceva de genul. Da. Nu, eu cred că vreau sigur o să mai avem interacțiuni și oricum frecvența lor trebuie să crească, cel puțin, chiar dacă noi vorbim pentru un grup mai mic de persoane, dar care pricep în domeniul ăsta. Și eu poate mi-aș dori următoarele discuții, noi să le avem mai punctual, să discutăm acolo despre actele de stare civilă și cu nou registru de stat a actelor de stare civilă, nou registru de stat a unităților de drept. Pentru că sunt extrem de multe schimbări care noi urmează să le facem și ele sunt demarate deja. Și să venim, cel puțin să explicăm la profesioniști ce facem pe această dimensiune. Și eu să sigur, mă rog, până la urmă noi folosim aceste întâlniri inclusiv pentru a vedea feedback-ul oamenilor. Noi nu suntem genul de oameni care spunem noi deținem adevărul absolut. Brainstorming-ul, ideile dintr-o parte, lumea mai este expusă, noi avem o diasporă atât de mare și văd și experiența altor state. Noi nu reușim de fiecare dată, consumați de rutina noastră de zi cu zi, să vedem ce se mai întâmplă și în alte state decât vreo câteva etaloni pe care noi, by default, le urmărim. În discuții se naște adevărul. Vă mulțumesc pentru invitație. Mersi tare mult. Vă reamintim că aceste discuții au loc în fiecare vineri. Vă așteptăm vinerea viitoare la orele 10 până la 11. Va fi o discuție
tematic deja putem să spunem, dar nu o să anunț, că o să anunțăm miercuri acest lucru tradițional, după schema noastră aprobată într-un fel sau altul. Noi vom prelua câteva mesaje principale din ce a spus Mircea astăzi. Vom încerca să trimitem aceste mesaje la cât mai mulți oameni și instituții media. Vă reamintesc că aceste discuții au loc sub egida Institutului de Politici și Reforme Europene, IPRE, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru transformare digitală, în cooperare cu Prives.eu, Radu Mersi, Vitali Mersi și Agenția de Guvernare Electronică, pentru că noi toți ne dorim să avem o Moldovă digitală. Și Moldova va fi digitală, dar este, de fapt, nevoie de participare fiecăruia, ce și s-a demonstrat astăzi prin ce a spus Mircea. O zi bună tuturor, Mircea, welcome back, știu că ai venit din străinătate, stai alături de ai tăi. Vă cuprindem și mersi tare mult pentru această discuție foarte interesantă, captivantă. Și cu siguranță ne reauzim, ne revedem în scurt timp. La revedere! La revedere! La revedere! Mulțumesc!